Bună, dragi doamne, și bine v-am găsit! Dacă doriți să dați o notă de eleganță ținutelor dumneavoastră, atunci vă invit alături de mine să lucrăm acest minunat șal. Este un model, zic eu, ușor, care se realizează repede, se realizează ușor și dă o notă de eleganță ținutei oricărei doamne. Sau poate fi să-l purtăm noi sau să-l facem cadou unei persoane dragi, unei persoane pe care... Acest șal eu l-am realizat dintr-un fir mafin. Am aici firul pe un gem, am avut cumpărat pentru altceva. Este 100% acril, este format din 3 fire mai subțiri. Dacă doriți să cumpărați acest fir, îl aflați la atelierul cu fire. Sunt bobine mari, bobine de 430 de grame, pe parcursul căreia găsiți 2 sau 3 culori, depinde de nuanța pe care doriți să o cumpărați. Și șalul meu este realizat după această schemă. Nu este greu deloc de realizat și, cum vă spuneam, mie mi s-a părut foarte interesant. Las schema pentru cine vrea să-și facă un prim screen la schema. Pentru început vom realiza 7 ochiuri de lanț. Primele 3 pentru bază și următoarele 3 pentru model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am uitat să vă prezint, eu lucrez cu o croșetă de 4 mm, nu știu dacă se observă la cameră, eu lucrez cu o croșetă de 4 mm. Deci am realizat cele 7 ochiuri de lanț, dăm fir după croșetă, facem un picioruș dublu în primul ochi, de unde am pornit, realizăm un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, și mai realizăm încă un picioruș dublu tot în primul ochi de unde am pornit. La rândul 2 ridicăm 3 ochiuri de lanț. Întoarcem lucru, deci aici vor fi rânduri dus întors. Am ridicat cele 3 ochiuri de lanț, am întors rândul, realizăm 7 piciorușe duble în primul spațiu, șapte piciorușe duble în primul spațiu, un picioruș dublu deasupra piciorușului dublu de pe mijloc. Acesta va fi mijlocul șalului nostru, de acest picioruș dublu trebuie să ținem cont, să fim atente la el. Și încă 7 piciorușe duble vom realiza până în următorul spațiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble și în cel de-al treilea ochi, cum aici am avut 6, ca să zic așa, în cel de-al treilea ochi vom realiza un picioruș dublu, cel de-al treilea ochi de la bază, 1, 2, în al treilea ochi, ne vom prinde cu un picioruș dublu. Și astfel am finalizat rândul 2. Să vă arăt și pe schemă. Deci primul rând am realizat cele șapte ochiuri de lanț, piciorușul dublu în primul ochi, alte 3 ochiuri de lanț,
al doilea picioruș dublu, la rândul 2, cele 3 ochiuri de lanț de la început, 7 piciorușe duble pe cele 3 ochiuri de lanț de la rândul anterior, piciorușul dublu de pe mijloc, alte 7 piciorușe duble și piciorușul dublu de la final. Deci rândurile merg, sunt rânduri dus-întors, observăm rândul de pe mijloc, și aici ne este mijlocul rândului, mijlocul șalului nostru. Acest picioruș dublu trebuie să ținem cont de el. La rândul 3 vom ridica din nou 6 ochiuri de lanț, 3 care vor ține loc de un prim picioruș dublu și încă 3 ochiuri de lanț de departajare. Trecem la lucru. Ridicăm pentru început 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, întoarcem lucru, luăm fir după croșetă și realizăm încă un picioruș dublu în același ochi. În primul ochi facem un ochi de lanț, sărim două spații de la bază, și în următoarele 3 vom realiza 3 piciorușe duble consecutive. 1, al doilea, al treilea picioruș dublu. Vom face din nou un ochi de lanț. Introducem croșeta în piciorușul din mijloc, piciorușul de bază, piciorușul dublu de la mijloc, și vom realiza un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, încă un picioruș dublu, care acesta va fi piciorușul de mijloc, din nou 3 ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu. În piciorușul de pe mijloc vom avea 3 piciorușe duble separate de câte 3 ochiuri de lanț. Realizăm un ochi de lanț, sărim două spații, în al treilea vom realiza 3 piciorușe, din al treilea vom realiza în următoarele 3 piciorușe duble consecutive. 1, al doilea, al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș dublu în ultimul picioruș dublu realizat, în piciorușul din cele 3 ochiuri de lanț de la rândul anterior, deasupra ultimului, 3 ochiuri de lanț și al doilea picioruș dublu realizat tot în același spațiu. Și am finalizat și rândul 3. Vom ridica 3 ochiuri de lanț, întoarcem lucru și din nou în spațiile formate pe cele 3 ochiuri de lanț dintre piciorușe vom realiza câte 7 piciorușe duble. În primul spațiu realizăm 7 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, un ochi de lanț. Vom face un picioruș dublu deasupra piciorușului din mijloc dintre cele 3. Aici vom realiza un picioruș dublu. Din nou un ochi de lanț. Sărim până ajungem la următorul spațiu format dintre două piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț. Vom realiza și aici 7 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6. 7 piciorușe duble,
piciorușul dublu de pe mijloc, aici, chiar deasupra piciorușului din mijloc, realizăm un picioruș dublu, de care, cum vă spuneam, trebuie să ținem cont că este piciorușul de... este semnul nostru de care mijlocul șalului. În următorul spațiu, încă 7 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, un ochi de lanț, din nou un picioruș dublu deasupra celui de-al doilea picioruș dintre cele trei, piciorușul din mijloc, un ochi de lanț și din nou vom realiza în ultimul spațiu de pe capăt, vom realiza 7 piciorușe duble, iar cel de-al optelea va fi piciorușul de bază, la baza șalului. 4, 5, 6, 7 și pe capete ar veni 8 piciorușe duble. Și la început și la sfârșit, cel de-al optelea aici va veni realizat în cel de-al treilea picioruș, cel de-al treilea ochi de lanț de la rândul anterior. Am finalizat și rândul 4. Așa arată până în prezent începutul nostru de șal. La rândul 5, am finalizat rândul 4, la rândul 5 din nou vom face 6 ochiuri de lanț, piciorușul dublu, ochi de lanț, 3 piciorușe duble pe mijlocul celor 7. Pentru început ridicăm 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, întoarcem lucru, dăm fir după croșetă, realizăm încă un picioruș dublu în primul ochi, un ochi de lanț, sărim 2 spații, în următoarele 3 realizăm 3 piciorușe duble consecutive, 3 piciorușe duble, din nou un ochi de lanț, deasupra piciorușului dublu care l-avem aici unul singur, aici vom face 2 piciorușe duble în același ochi, separate de câte 3 ochiuri de lanț. Aici vom avea 2 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț și un al doilea picioruș dublu în același loc. Un ochi de lanț, sărim aici, nu în primul, nu în al doilea, din al treilea spațiu vom realiza 3 piciorușe duble consecutive. 3 piciorușe duble consecutive, un ochi de lanț, deasupra piciorușului dublu de pe mijloc vom realiza și aici 3 piciorușe duble separate de câte 3 ochiuri de lanț. Un prim picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, al doilea picioruș dublu care este piciorușul de mijloc, 3 ochiuri de lanț și al treilea picioruș dublu. Cum se poate observa, pe mijlocul șalului s-au format 2 bucle realizate din 3 ochiuri de lanț. Un ochi de lanț, sărim 2 spații, în următoarele 3 realizăm din nou 3 piciorușe duble, un ochi de lanț, deasupra piciorușului dublu de pe rândul anterior vom realiza 2 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț,
picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu, un ochi de lanț și vom trece la ultima secvență, unde, la fel și aici, sărim două spații, din al treilea realizăm 3 piciorușe duble, primul, al doilea, al treilea spațiu, un ochi de lanț și ultimele două piciorușe duble, separate de câte 3 ochiuri de lanț, deasupra ultimului picioruș dublu de pe capăt. Aici, un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu în același ochi. Am finalizat și rândul 5. La rândul 6 ridicăm 3 ochiuri de lanț și la fel cum am realizat și la rândul anterior, în fiecare spațiu vom realiza în fiecare spațiu format de cele 3 ochiuri de lanț vom realiza alte 7 piciorușe duble. Deci am ridicat 3 ochiuri de lanț, 7 piciorușe duble în primul spațiu. 7 piciorușe duble, un ochi de lanț, un picioruș dublu deasupra piciorușului din mijloc, dintre cele 3, din nou un ochi de lanț, din nou vom realiza în următorul spațiu. Suntem atente aici, nu realizăm în spațiile formate de piciorușul de ochiul de lanț. Știți că am realizat 3 piciorușe duble, ochi de lanț și pe urmă piciorușele duble, cele 7 piciorușe duble le realizăm aici în spațiu dintre cele 2 piciorușe duble de pe rândul anterior, spațiu format dintre de cele 3 ochiuri de lanț. Realizăm și aici 7 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, un ochi de lanț, un picioruș dublu deasupra piciorușului din mijloc, din nou un ochi de lanț, suntem pe mijlocul șalului, în vârful șalului, ca să zic așa, vom realiza prima secvență de 7 piciorușe duble. 2, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, piciorușul dublu din mijloc deasupra piciorușului dublu din mijloc, aici să meargă linie continuă. Când îl veți realiza dumneavoastră, veți observa mult mai bine piciorușul dublu de pe mijloc. Vi-l arăt și aici ca să înțelegeți. Deci aici avem la fiecare rând avem piciorușul dublu de pe mijlocul șalului nostru. Știm că acesta este chiar pe centru, picioruș de care trebuie să avem să ținem cont. 7 piciorușe duble pe următoarea buclă, pe cealaltă parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, un ochi de lanț, din nou un picioruș dublu deasupra piciorușului din mijloc, un ochi de lanț, secvența de 7 piciorușe duble, 1,
7 piciorușe duble, un ochi de lanț, piciorușul dublu din deasupra piciorușului din mijloc, un ochi de lanț și ultima secvență de 7 piciorușe duble și piciorușul de final. 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble și piciorușul de final sau piciorușul de suport al șalului de bază, un picioruș dublu pe care îl vom face în al treilea ochi de lanț de la rândul anterior. La rândul 7, suntem atenți, deci rândurile 7 și 8 se vor repeta. Din nou ridicăm 6 ochiuri de lanț, întoarcem lucru, dintre cele primele 3 ochiuri de lanț sunt, țin loc unui prim picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț sunt ochiurile de departajare, încă un picioruș dublu în același spațiu, un ochi de lanț, sărim 2 spații din al treilea în următoarele 3 ridică, realizăm cele 3 piciorușe duble consecutive, 3 piciorușe, un ochi de lanț, secvența de 2 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț deasupra piciorușului dublu de pe rândul anterior, 3 ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu, ochiul de lanț de departajare între secvențele de lucru, sărim din nou 2 spații în al treilea, din al treilea, cele 3 piciorușe duble, primul, al doilea, al treilea picioruș dublu, ochi de lanț, din nou secvența de 2 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț deasupra piciorușului dublu de pe rândul anterior. Ajungem la secvența din mijloc. Aici suntem atente după ce am realizat ochiul de lanț. Din al treilea spațiu realizăm cele 3 piciorușe duble consecutive. 2, 3. Ochiul de lanț de separare a etapelor. Deasupra piciorușului de pe mijloc vom realiza cele 3 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Prim picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, al doilea picioruș dublu care este piciorușul de centru, din nou 3 ochiuri de lanț și cel de-al treilea picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare, 3 piciorușe duble care sunt 2, 3 piciorușe duble, din nou un ochi de lanț de separare, secvența de 2 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț deasupra piciorușului dublu simplu, singur, și la final din nou cele 2 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț deasupra ultimului picioruș dublu sau aici vine deasupra ochiuri, celor 3 ochiuri de lanț de pe rândul anterior. 3 ochiuri de lanț și al doilea picioruș dublu. Iar la rândul 8, deci cum vă spuneam, rândurile 7 și 8 se vor repeta la nesfârșit cât vreți să realizați de lat șalul. La rândul 8 ridicăm din nou 3 ochiuri de lanț, întoarcem șalul nostru și secvențele de cele 7 piciorușe duble deasupra celor 3 ochiuri de lanț. 2, 3,
4, 5, 6, 7 piciorușe duble, un ochi de lanț, piciorușul dublu deasupra piciorușului de pe mijloc de la rândul anterior, unde am avut la rândul anterior cele 3 piciorușe duble, deasupra celui de-al doilea picioruș ridicăm din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare a secvențelor, din nou în spațiu dintre cele două piciorușe duble, pe spațiu de cele 3 ochiuri de lanț, realizăm 7 piciorușe duble, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, piciorușul dublu deasupra celui din mijloc. Avem grijă să nu uităm ochiul de lanț de separare, din nou secvența de cele 7 piciorușe duble din spațiu format de cele două piciorușe duble separate de cele trei ochiuri de lanț. Unde trebuie să avem foarte mare grijă este aici, în partea de pe partea de centru a șalului. 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, ochiul de lanț, piciorușul dublu de pe mijloc, ochi de lanț și, cum vă spuneam, pe partea de centru să avem grijă. Aici vom avea secvența de 7 piciorușe duble, piciorușul dublu de mijloc și pe cealaltă parte alte 7 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, piciorușul dublu de centru și cealaltă secvență de 7 piciorușe duble pe cealaltă parte. Și vom face la fel. Deja am trecut de jumătatea șalului, după ce realizăm piciorușul dublu de pe mijloc, 3, 4, 5, 6, 7, ochiul de lanț separator, piciorușul dublu de pe mijloc și astfel vom realiza până la capătul rândului. Rândurile 7 și 8 se repetă cât doriți să faceți de lat acest șal. Deci rândurile 7 și 8, ajungem cu rândul 8 la final, unde vom încheia 7 piciorușe duble și cele 3 ochiuri de lanț și ne prindem. Și pe urmă din nou ochiurile de lanț și vom face la nesfârșit pe rânduri dus întors. Cum vă spuneam, aceste două rânduri se repetă, rândul 7 și rândul 8 se repetă la cât dorim să fie de lat șalul. Și cum vă spuneam mai devreme, am repetat rândurile 7 și 8 până eu am ajuns la o lățime de 140 de cm și o lungime de 80 de cm. Îmi pare foarte rău că nu pot să surprind în cameră întreg șalul aici pe masa de lucru. Voi mai face alături de dumneavoastră încă o secvență, rândul 7 și rândul 8, cum vă spuneam, repetăm în continuare rândul 7 și rândul 8. Eu am trecut pe parcurs acestui fir, vă prezentam la început firul, este un fir moale, pufos, care are pe parcursul unei bobine avem 3-4 nuanțe.
Eu am trecut aici pe, deja sunt la a patra nuanță. Am avut aici o nuanță de galben, am trecut înspre roz piersică, roz mai intens și acum este albastru cu roz. După ce am finalizat un rând 8, vă spuneam, deci repetăm rândurile 7 și 8. Vom ridica 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. Vom întoarce lucru, la noi va veni pe dos. Dăm fir după croșetă și vom face încă un picioruș dublu în același ochi. Am realizat cele 6 ochiuri de lanț, primele 3 ochiuri de lanț sunt țin loc de un prim picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare și cel de-al doilea picioruș dublu. Vom face un ochi de lanț. Sărim în al treilea spațiu. Din al treilea spațiu vom realiza 3 piciorușe duble. Al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț, în piciorușul dublu pe care îl avem pe mijloc vom face 2 piciorușe duble separate de câte 3 ochiuri de lanț, deci picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, din nou un picioruș dublu, ochiul de lanț separator între secvențe, din nou pe mijlocul celor 7 piciorușe duble din al treilea ochi vom realiza 3 piciorușe duble în următoarele 3 ochiuri, primul, al doilea, al treilea picioruș dublu, din nou un ochi de lanț, 2 piciorușe duble separate de cele 3 ochiuri de lanț deasupra piciorușului dublu de pe rândul anterior. Și așa vom face până la celălalt capăt al șalului nostru. Aici puteți să faceți cât doriți dumneavoastră de lat și de lung șalul. Cu fiecare rând pe care îl vom realiza, vor crește numărul de secvențe. După ce am realizat și cele 3 piciorușe duble, facem din nou un ochi de lanț, 2 piciorușe duble separate de cele 3 ochiuri de lanț deasupra piciorușului dublu de pe rândul anterior, ochi de lanț, 3 piciorușe duble, până voi ajunge la mijlocul șalului, voi face aceste secvențe, pentru că la mine sunt mai multe, dar am zis că totuși să revin când sunt aproape de partea de final a șalului, să vă mai arat încă o dată și să vă arat cum se prezintă șalul realizat cu acest model. Avem grijă la mijloc, la piciorușul dublu din mijloc, să nu cumva să sărim peste el. Voi face și eu aceste secvențe până ajung la mijlocul șalului nostru. Ne apropiem de partea de mijloc, așa arată pe față. Întotdeauna pe față, la rândul 7, se va observa piciorușul dublu de pe mijloc. Când ajungem aici, la cele două secvențe, câte 7 piciorușe duble, separate de ochiul de lanț, la fel vom face un ochi de lanț, cele 3 piciorușe duble, 2, 3 piciorușe duble, un ochi de lanț, un picioruș dublu care îl vom realiza în mijlocul deasupra piciorușului dublu de pe mijloc, 3 ochiuri de lanț, piciorușul din mijloc care rămâne, realizăm din nou 3 ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu. Pe partea de mijloc avem, cum se poate observa, aici am mai multe rânduri realizate. Să-l aranjez cum să
Aici pe partea de mijloc vom avea întotdeauna câte două secvențe, câte șapte piciorușe duble separate de un picioruș dublu de pe mijloc. Deci întotdeauna vom avea piciorușul dublu de pe mijloc și câte trei două piciorușe duble separate de câte trei ochiuri de lanț de o parte și de alta. După ce am realizat și partea de mijloc, facem în continuare, deci facem la fel, ochi de lanț și deasupra piciorușelor de pe rândul anterior vom face cele trei piciorușe duble, ochi de lanț, deasupra piciorușului dublu, secvența de două piciorușe duble separate de trei ochiuri de lanț, până ajungem la pe cealaltă parte. După ce am realizat și ultima secvență, cele două piciorușe duble despărțite de cele trei ochiuri de lanț deasupra ultimului picioruș dublu de pe rândul nostru, vom ridica trei ochiuri de lanț care sunt de pornire, vom întoarce lucru și în fiecare spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, cele două piciorușe duble despărțite de cele trei ochiuri de lanț, vom realiza câte șapte piciorușe duble în fiecare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, un ochi de lanț deasupra celor 3 piciorușe duble pe care le-am realizat la rândul 7, vom face un picioruș dublu, un ochi de lanț și din nou, în spațiu format deasupra celor 3 ochiuri de lanț, vom face 7 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble. Firul meu a trecut deja la albastru simplu. Un ochi de lanț, piciorușul dublu deasupra celor 3 piciorușe duble deasupra piciorușului din mijloc din seria celor 3 piciorușe duble, din nou un ochi de lanț și din nou cele 7 piciorușe duble care le facem deasupra în spațiu format din cele trei ochiuri de lanț. Și astfel vom face de la un capăt la altul. Vom repeta aceste rânduri, rândul 7 și rândul 8. Cum vă spuneam, cu fiecare rând pe care îl facem, se înmulțesc, crește, se lățește șalul nostru. Și cu fiecare rând pe care îl facem, șalul nostru devine tot mai lat. De aici așa am pornit. Deci de aici așa am pornit. Și cu fiecare rând, cu fiecare secvență de rândul 7, rândul 8, șalul nostru a tot crescut până, v-am spus, eu am ajuns cu al meu la 140 de centimetri lățime și 80 de centimetri lungime. Eu voi realiza la mine, acesta va fi ultimul rând pe care îl voi face. După ce voi finaliza și acest rând 8, voi realiza marginea. Avem mare grijă la partea de mijloc, la mijlocul șalului. Voi face secvențele, face toate rândurile până vom ajunge aici la partea de mijloc, să vă mai explic încă o dată cum vine realizat aici. Când ajungem în partea de vârf a șalului, după ce am făcut piciorușul dublu deasupra celor 3 piciorușe de la rândul anterior, vom realiza 7 piciorușe duble deasupra primelor 3 ochiuri de lanț. Trei, patru,
5, 6, 7 piciorușe duble, piciorușul dublu de mijloc, piciorușul dublu care este pe mijlocul rândului care ține centrul șalului și încă 7 piciorușe duble pe cealaltă buclă deasupra celorlalte 3 ochiuri de lanț. Și am trecut deja de jumătate, am trecut pe a doua parte, pe partea opusă și la fel vom face deasupra buclelor cele 7 piciorușe duble, un picioruș dublu deasupra celor 3 ochiuri de pe rândul anterior, până vom ajunge. După ce am finalizat ultimul rând, rândul 8, eu am ajuns la lungimea dorită și voi face o margine. Pentru început voi face, deci pe partea de lățime, în deasupra piciorușelor duble voi face un picioruș scurt, iar în spațiile care au rezultat de la întoarcerea rândului voi face câte 5 piciorușe duble în fiecare spațiu. 3, 4, 5 piciorușe duble, deasupra, aici cum vine pe lateral, deasupra piciorușului dublu voi face un picioruș scurt și așa voi face pe tot de jur împrejur, pe tot parcursul, pe lățime. Pe lățime voi realiza câte 5 piciorușe duble în fiecare spațiu rezultat și deasupra piciorușelor unde avem cele 7 piciorușe duble și cele 3 ochiuri de lanț de pe capăt, deasupra celui de-al 8-lea picioruș dublu, cum ar veni de aici, de la capăt, voi face câte un picioruș scurt. Iar după ce voi ajunge la partea de început, ce aici să lucrăm pe lungime, aici la fel, deasupra piciorușelor duble realizate, voi face la mijloc câte un picioruș scurt, iar în spații voi face 2 piciorușe scurte, este piciorușul din mijloc și încă 2 piciorușe scurte, dar pentru moment voi lucra marginea pe lățimea șalului și după ce trec pe cealaltă parte revin să vă arăt cum fac eu. Dumneavoastră puteți să faceți orice margine doriți. Asta mie mi s-a părut că m-ar avantaja, ar avantaja șalul meu. Dumneavoastră puteți să faceți ce margine vă doriți. După ce am terminat colțuna și pe lățimea șalului, pe partea care vine înspre gât, am ajuns la colț. Aici am făcut piciorul alunecat până am ajuns la primul spațiu. Și aici am realizat 3 piciorușe duble. În primul spațiu, 3 piciorușe duble în al doilea spațiu și un piciorul scurt în mijlocul celor 7 piciorușe duble. La fel, 3 piciorușe duble în primul spațiu, 3 piciorușe duble în al doilea spațiu, piciorul scurt. Și astfel vom realiza, am aici 3 piciorușe duble realizate în primul spațiu, 3 piciorușe duble realizate în al doilea spațiu, un piciorul scurt deasupra piciorușului din mijloc și așa voi face pe tot parcursul șalului, câte 3 piciorușe duble de o parte în fiecare astfel de spațiu, iar deasupra piciorușelor duble voi face un picioruș scurt. Când ajungem la partea de centru, când ajung aici la partea de centru, la fel voi face și aici piciorușul scurt, 3 piciorușe duble de o parte, 3 piciorușe duble de cealaltă parte și voi merge în continuare până va ajunge la capătul șalului. Voi lucra această margine, sper să vă placă și dumneavoastră să lucrați și dumneavoastră exact aceeași margine sau bordură sau colțunaș, cum vreți dumneavoastră să le spuneți. Să aveți mult spor și multă inspirație. Eu mi-am terminat de realizat
marginea. Sunt foarte încântată de ceea ce mi-a ieșit. Sper ca la final, după ce îl veți realiza, să aveți și dumneavoastră aceeași părere, să vă placă.